Sunt Oana Petrescu, psiholog și psihoterapeut de orientare psihanalitică și vă vorbesc astăzi despre un titlu apărut la editura Herald, De ce ne este atât de dificil să fim fericiți? O carte scrisă de Jacques Salomé, care ne propune o incursiune în profunzimile noastre, ale fiecăruia, în căutarea fericirii. El nu încearcă să definească fericirea, ci ne invită să reflectăm asupra propriei persoane, asupra propriilor fundamente, a lucrului cu sine, cu ajutorul unei conștientizări mai vaste. În fiecare capitol a cărții lui, el vorbește despre câte un fundament pe care consideră că se sprijină sentimentul de fericire și primul asupra căruia el se oprește este cel al acceptării imprevizibilului în viața noastră, pentru că spune el o nevoie excesivă de anticipare și de control poate să ne facă să ratăm micile miracole ale cotidianului, iar asta presupune să ne ancorăm în momentul prezent și să conștientizăm clipa, să ne dăm timp, să ne oprim, să primim și să trăim o întâmplare mai plină de posibilități și de descoperiri, să valorizăm micile bucurii ale cotidianului așezate în imprevizibilul unei clipe, cum ar fi razele de soare care pătrund prin fereastră, mireasma unui buchet de flori, un zâmbet, o îmbrățișare și chiar un mesaj cald din partea unei persoane dragi. Experimentarea fericirii, spune autorul, presupune și să putem să intrăm în contact cu originile noastre, cu povestea noastră de viață, pentru că asta ne dă un sentiment de coerență existenței noastre. Presupune și să putem vedea viața ca pe o succesiune de nașteri. Prin nașteri, el înțelegând acele praguri de creștere, acele momente de criză, urmate de deschideri, de transformări și de evoluție, și menționează mai multe tipuri de nașteri, cum ar fi nașterea într-un conflict, nașterea într-o prietenie și iubire, nașterea într-o lectură și cunoaștere, nașterea într-o creativitate. Fericirea presupune să acceptăm și sentimentul de nefericire, sentiment pe care îl trăim în urma pierderilor, în urma renunțării la ceea ce nu ne mai folosește, a separărilor, dar asta vine cu posibilitatea de a ne deschide către noi experiențe, către noi posibilități și astfel să facem loc creșterii. Nu în ultimul rând, Jacques Salomé vorbește despre fericire cu imboldul de a menține viața vie. Reușim să trăim sentimentul de fericire atunci când nu luăm viața de bună, gata aranjată, ci mai degrabă să putem să o întâmpinăm, să o îngrijim, să o valorizăm, prețuind și cultivând fiecare moment pe care îl avem la îndemână și hrănind relațiile noastre prin împărtășire. Vă las pe voi mai departe să descoperiți bogăția de idei din această carte, pentru că apoi să le puteți descoperi în interiorul vostru și în propria voastră viață. Vă urez lectură plăcută!